În expoziția vernisată lunea trecută expun artiștii Ruxandra Călăraș, Călin Chivu, Adriana Lucaciu, Florin Stoiciu, Cristian Țârdel, Gabriel Covaci, Maria Petcu-Chioibaș, Corina Rădulescu și Cristian Tarbă. Sunt vechii mei studenți, cam singura generație care a mai rămas întreagă, care au rămas în fenomenul artistic, pentru că toate celelalte generații se împarță, se disipează în comerțul ăsta extraordinar pe care îl avem. Așa că n-am decât să-i laud că încă sunt în colectiv, că încă se iubesc, încă sunt apropiați și expoziția aceasta și pentru mine a fost o surpriză, pentru că nu aveam de gând să fac cu ei o expoziție. Mă așteaptă o expoziție la Ploiești acum pe 29, la Muzeul de Artă, iar la Dale să o fac în octombrie. Dar întrucât i-am văzut atât de prietenoși și fiind prieten cu ei în continuare, am acceptat să devenim iar un colectiv, așa cum a fost când am terminat în cei 2 ani cu care am făcut, mai bine spus, 2 ani și jumătate, în care le-am fost profesor. Fiecare dintre artiști a adus în expoziție lucrările care îl reprezintă cel mai bine. Selecția individuală face ca expoziția să fie una foarte variată. Eu am cartea care am făcut-o, cărțile, dar numai una am expus-o, cu poeziile care mi le-a dedicat Nikita mie, începând din anul 1979 până în 83 când am muzit. Am 33 de poezii dedicate, de altfel și titlul a rămas, întrucât mi-a interzis să scot dedicațiile. Eu am făcut gravurile, e o sumă de experiență calofilă, într-o carte are 4 metri. Ele au expus în 11 exemplare și am venit cu încă 2 lucrări care sunt din prima mea apariție în expoziție în Galeria Simeza în 73 și cu sculptura care încheie puțin spațiul pe care îl avem. Expoziția care îi aduce la oaltă pe Mircea Dumitrescu și elevii săi poate fi vizitată până pe 23 martie inclusiv. Pe Mircea Dumitrescu îl puteți vedea și la Ploiești pe 29 martie, când va expune de data aceasta singur la Muzeul Județean de Artă.